Alexandru cel Mare de Plutarh Capitolul 15 Aristotel n-a greșit prin urmare atunci când a spus că ruda sa, Calistene, era înzestrată cu un mare talent al vorbirii, însă că lipsea tactul și simțul exact al situațiilor. Totuși, refuzul său statornic și vrednic de un adevărat filozof de a-l adora pe rege așa cum cerea el, curajul său de a mărturisi în public ceea ce macedonenii bătrâni și înțelepți cugetau cu indignare în taină, cruță grecilor o mare rușine. Iar lui Alexandru, însuși, una și mai mare încă, îndepărtându-l de gândul de a pretinde atare omagi. Calistene însă se pierdu pentru că a avut mai mult aerul că îl forțează pe rege, nu că îl convinge să adopte acea atitudine. Hares din Mitilene povestește că Alexandru cu prilejul unui festin, după ce bău, trecu cupa unuia dintre prietenii săi și că acesta, luând-o, se ridică, se înturnă către zeii domestici, bău cupa și după ce îl sărută pe prinț, se reașeză la masă. Toți ceilalți comeseni săvârșirea aceeași ceremonie unul după altul. Calistene, luând la rândul i cupa, în vreme ce Alexandru stătea de vorbă cu Efestion și nu era atent, o goli și merse ca și ceilalți ca să-l sărute pe rece. Dar un anume Demetrios i-a spus lui Alexandru, Măria ta, nu-l săruta și pe acesta, fiindcă el e singurul care n-a voie să te adore. Regele își întoarse într-adevăr capul spre a nu-i primi sărutul. Ei bine, spuse atunci Calistene cu glas tare, mă voi retrage de aici cu un sărut mai puțin decât alții. Alexandru, cărea nu-i prea convenea o atare conduită, se îndepărtă și mai mult sufletește de acest filozof, arătându-se și mai dispus să-l creadă pe Efestion când acesta îi spuse că filozoful deși făgăduise să-l adore pe rege, nu s-a ținut totuși de cuvânt. Lisimachus și Hagnon agravară și mai mult această învinuire, spunând că austerul Calistene se glorifica pretutindeni cu refuzul său de a-l adora pe Alexandru, crezând că prin aceasta distrusese tirania și că grația acestei fanfaronade, întreg tineretul și avea ochii ațintiți asupra lui ca asupra singurului om liber în acea mulțime de sclavi. Astfel că atunci când se descoperi conspirația lui Hermolaus împotriva lui Alexandru, toată lumea a dat crezare de poziția acelora care arătau că numitul conspirator, întrebându-l odată pe filosof cum ar putea deveni cel mai celebru dintre oameni, acesta a răspunse, suprimându-l pe cel mai important dintre ei. Cu toate acestea, niciunul dintre complicii lui Hermolaus, în mijlocul celor mai crude torturi, nu pomeniră numele lui Calistene. Iar Alexandru însuși scrie numai decât după aceea lui Crater, lui Atalus și lui Alcetas, explicându-le cu deamănântul această conjurație, spuse că acești tineri, puși la casne, declaraseră că ei erau singuri autori ai complotului și că nimeni alții afară de ei n-au fost puși la curent cu tainicele lor plănuiri. Ceva mai târziu însă, într-o scrisoare către antipater, el îl acuză indirect pe calistene de complicitate. Tinerii conjurați de pe aici, Afirma regele, au fost lapidați de către macedoneni. Acum mă bate gândul să-l pedepsesc eu însumi pe sofist, pe cei care mi l-au trimis ca și pe cei ce au primit pe Asasin în cetățile lor. Din scrisoarea aceasta transpira reaua sa dispoziție împotriva lui Aristotel, pe lângă care Calistene fusese crescut, în calitate de nepot al celebrului filosof. Moartea lui Calistene e povestită în fel și chip. Unii spun că Alexandru l-ar fi crucificat, alții că ar fi murit bolnav în închisoare. Șares ne istorisește că după ce a fost arestat, a fost ținut șapte luni în fiare spre a fi judecat în plin consiliu, în prezența lui Aristotel. Dar că Alexandru, fiind rănit într-o luptă în India, filozoful muri în închisoare dintr-un exces de îngrășare și de pe urma unei boli de piele, fapt ce se petrecu mult mai târziu. Pe de altă parte, demarat din Corint, cu toate că foarte bătrân, nu putu rezista dorinței de a merge să-l vadă pe Alexandru. El călătorie așadar până în inima Asiei și după ce îl văzu cu ochii lui pe acel principe, repetă tuturor acelora care aveau curiozitatea să-l asculte cuvintele pe care le adresă lui Alexandru însuși. Îi plâng pe toți acei greci care, murind înainte de a te putea vedea pe tronul lui Darius, au fost privați de o atât de mare satisfacție. Demarat nu a avut nici el norocul de a se bucura multă vreme de bunăvoința regelui, deoarece muri în urma unei boli contactate în lunga și greaua sa călătorie. Alexandru îi făcu o înmormântare măreață, iar armata ridică în onoarea sa un monument a cărui incinte era foarte vastă, iar înălțimea de 80 de coți. Cenușa îi fu transportată până la țărmul mării pe un car mortuar frumos împodobit și tras de patru cai sirepi. În clipa când trebuia să pornească în marș spre India, Alexandru își văzut trupele atât de mult încărcate cu prăzi, încât abia putea să le pună în mișcare. Într-o bună dimineață, după ce carele armatei fură toate încărcate, el începu prin a da foc acelora care transportau propriile sale bagaje și pe acele ale prietenilor săi, ordonând apoi să fie arse toate, până la ale celor din urmă soldați. Dar pe cât de să fu această măsură la început, cu tot atâta uimitoare ușurință fu executată. Foarte puțini macedoneni au cutezat să îi se opună. Toți, cuprinși subit de entuziasm, înflăcărați de conștiința bărbăției și a vitejiei lor și, strigând ca la începutul unui atac, își ofereau bagajele celor care aveau nevoie de ele, distrugând și arzând bucuroși tot ce aveau de prisos. Această dispoziție sufletească îl umplu pe Alexandru de încredere, stimulându-i și mai mult ardoarea războinică. Însă, pe vremea aceea, își crease o reputație teribilă prin inexorabila rigoare a pedepselor sale. O singură pildă. Meandru, unul din curtenii săi pe care îl numise comandantul unei fortărețe, nevoind să rămână acolo, fucis de către rege cu propria lui mână. După aceea, a pus să fie executat cu săgețile unul dintre barbarii de seamă care se revoltase și care se chema Orsodate. Cam în același timp, o oaie dădu-naștere -un unui miel, al cărui cap era împodobit cu un fel de tiară de formă și de culoarea acelea pe care o purta de obicei perșii. Iar pe amândouă părțile tiarei erau două semne ale reproducerii. Alexandru fu cuprins de oroare la vederea acestei minuni și făcu să fie purificat de către babilonienii pe care avea obiceiul de a ține permanent în preajma sa, tocmai în vederea acestui fel de expiațiuni. Iar prietenilor săi le mărturizi că îl tulbura mai mult grija pentru soarta lor în urma acestui semn al zeilor, decât pentru a sa proprie. Deoarece mă tem, adăuga el, că după moartea mea imperiul să nu încapă pe mâinile unui individ laș și obscur. Însă încurând un semn mai favorabil îi restabili buna dispoziție. Un macedonean, anume Proxenus, intendent al echipajelor regelui, săpând o groapă pe țărmul fluviului Oxus, preanălța acolo cortul regelui, dădu peste un izbor de licoare minerală, grasă și lăptoasă, care nici nu se scurse bine, că din acel loc țâșni un fel de ulei curat și limpede, al cărui miros și gust nu se deosebea într-un nimic de acele ale uleiului veritabil de măsline. Deși pe întreaga întindere a țării acelea, nici vorbă nu putea fi de măslin. Drept este că, după cât se spune, apa fluviului Oxus e unctoasă și că pielea celora care se îmbăiază în trânsa devine grasă și uleioasă. Se observă dintr-o scrisoare a al lui Alexandru către Antipater cât de mult a fost încântat el de această descoperire, deoarece o pune pe același plan cu cele mai vădite dintre favorurile pe care le-au acordat zei. Și într-adevăr, toți astrologii și ghicitorii consultați pe această temă i-au spus că semnul acesta prevestea o expediție glorioasă, însă penibilă, deoarece zei au dăruit pe oameni cu ulei spre a-și repara organismul trudit.